După valul de plecări din PNL spre PSD a mai multor primari importanți din județul Hunedoara, Costel Avram spune că nu socialdemocrații au atras pe aceștia, ci edilii au plecat din cauza nemulțumirilor pe care aceștia l-au avut în ceea ce îi privește liderii liberalilor de la nivelul județului Hunedoara. Cred că nu e bine spus PSD-ul a atras. Nu! Eu vreau să vă spun, primarii au plecat din cauza nemulțumirii liderilor Partidului Național Liberal și au găsit în Partidul Social Democrat partidul care poate să îi ajute pentru îndeplinirea promisiunilor pe care și ei le-au făcut la rândul lor către cetățenii din OAT-urilor din care fac parte. Au fost care au venit și da, sunt și alții care bat la ușile Consiliului Județean. Unii mai târziu, unii au înțeles mai devreme că nu au un viitor cu actuala conducere a Partidului Național Liberal, alții acum se hotărăsc de acest lucru. Important este că Partidul Social Democrat este un partid, un organism viu. Ne interesează soarta județului Hunedoara. Dacă oamenii vin pentru a construi, pentru a face ceva în unitățile administrative din care fac parte, de ce să nu vină? Îi criticați pe liberali de cele mai multe ori, dar totuși îi primiți în PSD. Da, când criticăm liberali, criticăm și eu. Am criticat conducerea de la centru, de la nivelul județului, nu pe oameni care și-au făcut. Ce să îl critici pe Victor Stoica de la Pui, care vedeți este cea mai mare comună și a făcut atâtea primar de 24 de ani și va fi în continuare. Ce să-i faci lui oamenii vor decide. Marius, omotă de la Ilia, care are atâtea mandate, primarul la Crișor, primarul de la Vața, primarul la Cerbel și mai sunt.